Yes. Go. Yes. Now. Salutare din Budapesta. Suntem în față la McDonald's. Am luat un Magyar Espresso. Fine. În video ăsta o să mergem la aeroport și vedem cât costă parcarea la parcarea Ryanair. Rămâneți aproape, mai avem 10 km până la aeroport. Aici e rezervarea care am plătit-o deja. Am plătit pentru 12 zile 11.428 de forints și trebuie să vedem acolo la aeroport. Ăsta este aici, apare Hispania Airport Parking Transfer din 24 septembrie până în 6-a 10-a. Haideți să vedem. Parcarea e aici pe partea dreaptă, Hispania Parking, și trebuie să vedem înăuntru care cum e treaba. O să caut întâi un loc de parcare. Am fost aici, mi-a dat o hârtie, trebuie să las bagajele, ne duce cu microbuzul la aeroport și mașina o să trebuiască să o parchez undeva în față. Vă arăt, asta este parcarea și undeva în față pe stânga au spus că trebuie să las mașina. Acum m-am băgat în curtea asta aici să găsesc un loc liber. Uite, aici am găsit unul. O să încerc să o bag cu spatele și după aia mergem să ne ducă la aeroport. Am băgat mașina aici și acum o să mergem în față. Ne așteaptă microbuzul ăla și o să ne ducă către aeroport. Suntem aici aproape de aeroport, o grămadă de park and fly-uri. Asta aparține de Ryanair, sau cel puțin ei intermediază aici locurile de parcare. A zis bătrânul să punem bagajele. Hello! Să punem bagajele în mașină și ne duce la aeroport. Bun, la banii ăștia trebuie să facem noi tot servisul. Cum? Sii tu doar? Asta. Gipsi, vaita. Ce su vaita? Da. Ne-au lăsat aici la zona 7 și a spus când ne întoarcem tot de aici o să ne ia, de la zona 7, acolo în față este terminalul. Noi avem zborul la Ryanair și o să mergem să vedem unde facem check-in-ul. Aici ne-am întors tot la zona 7. Mai devreme l-am sunat pe șoferul ăla și din ce am înțeles eu din maghiara lui că o să vină 5 minute să ne ia de aici. Deci așa funcționează cu transferul de la Ryanair. Lași mașina la ei, te aduc ei cu microbuzul. Când ești aici trebuie să-i suni și vine și te iau cu microbuz, te duc la parcare, ți-a luat mașina și ai plecat acasă. Au preț destul de ok, o să vedem, sper să fie bine cât a stat mașina acolo în parcare. Auto? Yes. Go? Yes. Now. Am ajuns la parcare. Aici e mașina. Și băgăm bagajele și plecăm la drum. O să închei video aici. Ne vedem data viitoare. Să aveți o seară faină!